dragilor, și bine ați revenit la Timișoara Film Society Podcast. Am ajuns la episodul cu numărul 12. Vreau să vă mulțumesc că ne urmăriți. Vreau să vă rog, când ne urmăriți, să apăsați butonul de subscribe, să ne urmăriți și pe social media și în curând vom avea disponibile cele 3 filme ale noastre pe care le vedeți aici, Pisica Verde, Înșoaptă și Asimptomatic, pe tps.ro/filme le veți putea închiria. Vă rog să intrați pe site să aflați mai multe detalii. Totodată, când vom da acest podcast, pe canalul lui Florin Rogojinaru veți găsi cel de-al doilea scurtmetraj făcut împreună cu el, Meciul, pe care de asemenea vă invit să-l vedeți. Astăzi discutăm cu Sabina Bijan, pe care o știți din Asimptomatic. Vreau să intru cu tine în marea lume a actoriei. Bine ai venit, Sabina! Bine te-am găsit, Raluca! Mulțumesc tare mult pentru invitație! Mulțumesc și Timișoara Film Society pentru invitația la interviu. De-abia aștept să discutăm despre acest subiect extrem de complex, care pe mine mă fascinează și mă fascinează deja de peste 20 de ani. Wow! Ok! În prima parte aș vrea să ne destindem puțin și vreau să-i rog și pe cei care se uită la noi să se joace împreună cu noi. Mie îmi place așa, am văzut că funcționează foarte bine ca să ne cunoaștem mai bine, să pun oamenii în situații să-și aleagă preferințele. Așa că hai să jucăm un joc în care tu să-mi spui ce ai preferat dintre. Cafea sau ceai, Sabina? Cafea. Cafea. Vara oricând. Sau iarna? Vara. Ploaie sau soare? Amândouă. Cum te consideri? Mai visătoare sau mai realistă? Asta e o întrebare foarte bună. În prima parte a vieții mele am fost o visătoare absolută. Însă mi-am dat seama că omul are nevoie de echilibru. Și atunci, în a doua jumătate a vieții mele, am început să ai zis visătoare și realistă, da, să devin mai realistă. Bine, adevărul este că viața, vrând nevrând, te face să dai cu capul de pragul de sus și atunci ești obligat să devii realist. Și cred că, mai mult obligat, forțat, am început să devin realistă. Echilibrul ăsta este fantastic. Este extraordinar, pentru că avem nevoie să fim cu capul în nori și cu picioarele pe pământ. Clar. Dar ce zici, introvertită sau extrovertită? Extrovertită, clar. Ajută un actor să fie extrovertit. Foarte mult, foarte, foarte mult, pentru că are o ușurință extraordinară de exprimare a emoțiilor și are, cum să spun, o deschidere mai mare înspre dialog, o deschidere mai mare înspre spiritul de echipă. Sunt mai multe aspecte care favorizează un extrovert care intră în partea de actorie. Însă și un introvertul are mult mai multă profunzime. Da. Mult mai multă profunzime. Are timp un introvert. Nu se grăbește cu răspunsurile, nu e impulsiv. Și mi se pare mai misterios. Da, da. Mai misterios. Da, exact, mai misterios. Însă amândouă personalitățile sunt fascinante și dacă le poți combina la un moment dat în viață, pentru că introverții au nevoie de, și introverții și extroverții au nevoie de momente pentru reîncărcare. Introverții mai des, extroverții poate mai puțin, însă acolo cred că e momentul în care se întâlnesc în reîncărcarea bateriilor, știi? Acolo cred că e o trăsătură comună. Dar pisică sau câine? Greu? Delfin! În prima parte a vieții mele am fost câine, clar, adică iubitoare foarte mare de câine, dar înspre a doua parte a vieții mele am devenit a cat person. Asta și pentru că probabil la ultimul meu câine am avut parte și de pisici. Și m-am îndrăgostit. Sunt niște personalități fantastice. Pisicile mele amândouă pe care le am eu acum, Luna și cu Tasha Gogoașa, că așa îi zic eu fiind foarte grasă, sunt foarte asemănătoare și ca fizionomie au inclusiv aceeași pată albă pe aceeași parte a corpului.
Una este extrem de sensibilă și crescută numai în casă, precum o domnișoară de pension, iar cealaltă vine de pe stradă, așa e. E strong. Da, și e din topor, cum ar veni, când coboară, parcă, când coboară scările, parcă coboară o turmă de elefanți. Luna nici măcar nu se aude, doarme foarte mult, Tașa e mereu activă. Dar amândouă sunt fantastice și sunt extrem de iubitoare, extrem de iubitoare. Deci acum, clar, pisici. Da, amândouă. Cred că toate animalele sunt absolut superbe, dar nu suport gongile. Eu le suport să stea acolo, să nu în apropiere. Da, exact. Vedeți-vă de treaba voastră la distanță, să menținem distanța. Dar dintre o vacanță și o haină scumpă, ce ai alege? O vacanță, anytime, da. Mm-hmm. Da, îmi place să călătoresc enorm și chiar acum m-am înscris într-un club de călătorii pe bază de abonament. Uh-huh. Și e fascinant și de-abia aștept să merg într-o vacanță cu ajutorul clubului ăstuia. Și ultima din jocul nostru care ne și duce către subiectul principal, o seară la film sau o seară la teatru? Fii atentă în postura de spectator. Ok. Film. Film? Mm-hmm. Mai relaxant? Da, mult mai relaxant. Actoria pe scenă presupune o angajare a publicului extraordinară, pentru că ea vine din angajarea actorului pe scenă. Dacă actorul nu e viu, dacă actorul nu este prezent, dacă el nu există în timp real, spectatorul e pierdut. Mm-hmm. Și asta te implică. Te implică din toate punctele de vedere. Nu poți să pui stop. Ești obligat să mergi cu actorul, ești obligat să mergi cu acțiunea. Și în funcție de spectacol, în funcție de jocul actorilor, te încarcă sau te descarcă, te plictisește. În schimb, un film, dacă nu-ți place, îl schimbi. E mult mai simplu, e o alegere mult mai simplă și imediată. Și acum, cu toată graba zilei de azi... Hai să ne întoarcem puțin în copilăria ta. Cum ți-o aduci tu aminte pe Sabina undeva la 10 ani, 7 ani pe acolo, se gândea să devină actriță? Că cu siguranță mulți în copilărie am avut parte de întrebarea, ce vrei să fii când te faci mare? Pe la vârsta de 5 ani am devenit conștientă de propria mea vârstă. Țin minte și acum momentul urcam treptele și am avut așa un gând în care am realizat, am 5 ani. Foarte interesant a fost. Și însă nu m-am gândit să mă fac actriță, deși am avut întotdeauna această aplecare înspre a-i distra pe ceilalți, a-i face să râdă. Și țin minte o seară, așa s-a întâmplat, pur și simplu, asta a fost dinamica seriei respective. Ne-am așezat în fața blocului, eram foarte mulți copii în Calea Șagului, pe vremea lui Ceaușescu, în comunism, eram peste 50 de copii în zona respectivă. Și în seara aceea, pe toate treptele blocului meu s-au așezat o formă de spectatori. Și eu am început să mă prostesc în ultimul hal și vedeam cum râd. Sau seara când se lua curentul și stăteam la lumânare, îmi plăcea să inventez bancuri. Eram de o curiozitate fantastică, în sensul în care oriunde mergeam, trebuia să știu tot. Ce discută adulții, ce ai prin sertare, de ce ai așa și trebuia să știu tot. Și mama mi-a zis, tu te-ai născut cu polonic, ori tot, ori nimic. Pentru că, dar asta m-a ajutat foarte mult să observ foarte mult lucrurile, să văd, să-mi dau seama de niște aspecte. Și însă la vârsta aceea nu știam să le verbalizez neapărat, doar le manifestam. Manifestam ceea ce observam. Okay. Și însă am fost cu toate că sunt o personalitate extrovertă, eram foarte timidă, extrem de timidă și foarte multe lucruri se întâmplau înăuntrul meu, așa că eu nu am crezut vreodată că nu puteam să exteriorizez neapărat ceea ce simțeam sau totdeauna ieșa la suprafață sub o formă brută, de copil. Nu? Sub forma personalității copilului. Eu eram foarte îndrăgostită de film, nu de teatru. Asta și pentru că probabil că nu îmi plăcea ce se întâmpla pe scenă, nu simțeam adevărul lucrurilor care se întâmplau pe scenă, adevărul care
transpira din jocul actorului. Dar mergeai? Pentru că, de exemplu, în copilăria... Nu mergeam neapărat. Atunci. Da, mergeam la spectacole pentru copii mai mult. La teatrul, da? De păpuși, la teatrul de păpuși și la operă și la balet. Deci ai mei... mama este muzeograf, muzicolog și bunica mea a cântat în corul filarmonicii, deci avem un istoric de familie în cultură. Și am fost educată în sensul ăsta, dar îmi plăcea mult mai mult filmul, pentru că era o emoție care mă prindea imediat. Și asta probabil că îmi lipsea mie, să-i fac pe ceilalți să simtă imediat emoțiile mele. Și neștiind acest aspect, neavând neapărat încredere în mine, și ai mei, pe vremea în Ceaușescu nu prea știai cum să-ți canalizezi copilul și nici nu erau foarte multe oportunități în sensul ăsta, și mi-am dorit să scot afară ceea ce era în mine, pentru că simțeam că pot. Și inițial am vrut să mă duc la București, însă așa a făcut Dumnezeu ca să se inițieze și aici o școală de actorie, o facultate de actorie. Anticipez următoarea mea întrebare. Am citit că ai studiat Facultatea de Muzică și Teatru de aici. Da. Alegerea ta a fost fermă? Gen, nu te-ai gândit și la altceva? Ai zis, asta vreau, sigur. E o chestie foarte ciudată. Actorii, deci majoritatea actorilor majoritatea intră în lumea teatrală tocmai pentru a se putea cunoaște personal. Ok? Și atunci prima mea intenție de facultate a fost psihologia. Și ai să vezi, dacă te documentezi un pic, ai să vezi că foarte mulți actori au această tendință înspre școala de psihologie, ori după ce fac actoria sau înainte. Și zici că e pentru cunoaștere personală. Pentru cunoaștere personală. Eu de aia m-am dus, ca să pot să mă cunosc, să-mi depășesc niște limite, să-mi depășesc această timiditate excesivă, de altfel, care venea dintr-o foarte mare nesiguranță și neîncredere în mine și multe complexe. Asta este adevărul. Venim din comunism și de ce să ne vârtim în jurul cozii că asta e adevărul până la urmă. Dar complexele nu contează perioada asta, există, din păcate, există, ele, da, peste tot. Da, da, exact. Și, dar însă, după, nu mi-a plăcut teatrul, îmi plăcea filmul, însă la un moment dat, la 18 ani, din cauza decepții în dragoste, m-a târât o prietenă de-a mea la Tespis. Okay. Dar n-am vrut să mă duc sub nicio formă. Ei, când îți intră microbul, nu mai iese. Nu mai iese. E definitiv. Pune completamente stăpânire pe tine. A trebuit să dai o admitere? Da, da. Absolut. Am dat admitere, am intrat prima. Da, după care mama mi-a zis: vezi, acum mai greu este să rămâi prima, știi? Da, da, știu. Nimic nu-i de ajuns, tot timpul trebuie urcat. Da, da, da. Însă pe mine m-a ajutat foarte mult faptul că făcusem și canto de la 17 ani, ceea ce m-a ajutat cu dicția, m-a ajutat legat de voce, m-a ajutat legat de respirație și așa mai departe. Și mi-a fost un pic mai ușor, să zic. Un subiect pe care pe mine mă interesează foarte mult, ai spus și tu despre studii, eu o să zic de fiecare dată când am ocazia, eu cred foarte mult în studii puse în două perspective, studiile de specialitate și studiul personal. Pentru că mi se pare că dacă doar te duci la o școală și acasă, nu mai exersezi, nu te mai interesează și te bazezi doar pe cunoștințele acumulate acolo, nu o să progresezi niciodată. Asta e părerea mea. Pentru tine, studiind dinainte și canto, având, să înțeleg, în momentul când te-ai dus la facultate, nu erai cu zero experiență, fără habar sau așa, te-ai dus cu un bagaj. Da. Cât de mult l-ai îngrășat în facultate? În primul rând, este vital să ți se imprime direcția corectă, ca să înțelegi cu adevărat ce înseamnă actoria și ce presupune actoria.
acea conștientizare la nivel profund a tot ceea ce faci. Pentru că pe scenă aducem ceea ce purtăm în viață, iar pe scenă viața e mai mare și mai puternică decât viața însăși, cum ar veni, în sensul în care ea trebuie să fie în acel moment, să existe în acel moment și să fie atât de puternic încât să te marcheze, să nu fie ceva obișnuit la ordinea zilei, să-ți transmită, să rămâi cu ceva. Deci, studiul legat de... Într-adevăr, există ceea ce se numește și ce spune Stanislavski, munca actorului cu sine însuși. Dar această muncă a actorului cu sine însuși, dacă nu ai direcția corectă, ea nu poate avea loc. Pentru că tu, ca și novice, ai nevoie de o constantă reafirmare, o constantă confirmare sau infirmare a lucrurilor pe care tu acasă le faci, le încerci să le dezvolți. Aș putea să vorbesc pe subiectul ăsta până poi mâine. Actoria este atât de complexă, este... Stai, de fapt, hai să-ți citesc ce scrie în... Am găsit recent o carte care se numește Jocuri teatrale pentru clasele 5-8, scrisă de un ATC și printre care scrie așa despre arta teatrală. Este cea mai complexă dintre arte. De ce? Pentru că le conține muzică, conține istorie, conține psihologie, conține arhitectură. Dans, mișcare. Le are pe toate. Da. Le are pe toate. Este un câmp al libertății de pline. Asta a fost. Okay. În momentul în care devii conștient de lucrurile care se întâmplă în tine, da? Subconștientul tău începe să ia drumul conștiinței și conștiinței, într-un fel, se întâmplă, are loc o dezvoltare. Are loc o dezvoltare la toate nivelele. Te transformi. Uite, zice așa, este, și într-adevăr are loc acea eliberare de energie, eliberarea corpului, eliberarea vocii, a tot ceea ce era stagnant și latent în tine și tu știai că există, dar nu știai să-l manifesti. Este locul în care se întâlnesc luminile și umbrele, trăirile și năzuințele oamenilor, bucuriile și tristețile tuturor ființelor. Teatrul este locul unde totul este posibil, este universul în care limita este doar propria imaginație. Wow. Îți pare absolut fantastic, absolut fantastic, adică e the sky is the limit and maybe not, da, maybe even beyond, chiar dincolo. Încă. Mi se pare fantastic. Este libertatea de a trăi mii de vieți, mii de personalități, mii de vieți, mii de situații, fără să o iei razna, fără să ajungi pe medicație. Depinde cât de mult te transpui acolo. Da, dar măsura este faptul că teatrul este o convenție și trebuie să rămână o convenție. Asta nu înseamnă, vezi, un pic paradoxal, știi, rămâne o convenție, dar tu trebuie să fii 100% în acel personaj și să-i trăiești viața 100% pentru a putea fi credibil. Da. Nu? Da. Pentru că sunt multe cazuri în care atât de mult s-au dus în pielea personajului. La teatru nu știu foarte multe cazuri, care cunosc, nu m-am documentat atât de tare cât m-am documentat pentru filme. Da. Dar în filme, Heath Ledger este un exemplu viu, că atât de tare l-a marcat personajul Joker, că din păcate a ajuns să se sinucidă la 3 săptămâni după încheierea filmărilor, ceva de genul. Deci, am citit și eu despre această istorie tristă. Ceea ce a adoptat el în actorie se numește method acting. Asta înseamnă că 24 din 24 tu nu ieși din personaj. Ah, ok, deci tu te dublezi complet. Exact, cum gândește, cum merge, ce simte, ce gânduri are, cum doarme. Toată viața ta se transferă personajului și toată viața personajului se transferă în viața ta. Și este o normalitate asta? Nu, nu este o normalitate, este extrem de periculoasă această metodă și el oricum, din câte am înțeles, avea o predispoziție spre depresie și așa mai departe. Nu știu ce se întâmplă în Hollywood-ul ăla, dar oricum să muncești foarte, foarte mult nu poate să fie benefic pentru psihic. Da, da. Exact.
pentru că lucrez cu emoții și emoțiile acelea, în momentul în care intri în caruselul lor, trebuie să ai foarte mare grijă să nu te afecteze, să ai sentimentul că tu ești tu, rămâi om și personajul rămâne personaj și e ca o păpușă pe care tu o mânuiești și lucrurile trebuie să fie foarte clare, ca tu să rămâi într-o claritate până la capăt. Practic ca un job, nu? Exact. Că și la un job te dedici foarte mult în acele ore cât ești la job. Nu chiar job, mai mult pasiune. Mai mult pasiune, job. Dacă încep să consideri actoria drept job, după un an nu te mai duci. Nu mai faci. Revenind la studii, mă interesează să știu părerea ta între balanța dintre studii și talent. Crezi că un om cu zero talent poate doar prin muncă, că studiile înseamnă muncă, să studiezi înseamnă să muncești. Un om fără talent poate doar prin muncă să ajungă să joace niște roluri impecabile? Țin minte că în anii studenției profesorul meu, Emil Reus, vorbea despre un foarte mare actor rus, nu mai rețin numele lui, și la un moment dat, la o întâlnire cu publicul, a fost întrebat ce este talentul. Și el a ridicat mâna înspre cer și a zis, Boje, Boje. Da. Însă, în urma experienței pe care am avut-o și în urma întâlnirilor pe care, experienței pe care am trăit-o și în urma întâlnirilor pe care le-am avut, am ajuns să-mi dau seama de niște lucruri foarte interesante. Se spunea despre unii profesori că reușesc să facă din lemn actor, dintr-o scândură actor, și întrebam, da, care e totuși misterul acestui lucru? Cum dezghioci un om? Cum reușești? Eu oricum am o trăsătură specifică care mă înnebunește pe mama, se numește despicarea firului în patru, tocmai pentru a-mi ajunge să-mi explic până în ultima instanță. Și să înțelegi. Și să înțeleg. În momentul în care am înțeles, se produce libertatea. Până nu înțelegi, ești prizonierul acelor întrebări, ești prizonierul acelei confuzii. Și nu-mi place să fiu confuză. Nu-mi place. Foarte mult timp din viața mea m-am scăldat în confuzie și e un sentiment extrem de neplăcut. O prefer oricând, prefer libertatea în locul confuziei oricând. Însă vreau să-ți mai citesc altceva. Legat de, zice așa, William Shakespeare spunea, întreaga lume e o scenă și toți oamenii sunt actori. Opa! Înțelegi? Da. Ok. Și atunci, teatrul nu urmărește să creeze actori, ci să dezvolte viitorul om. Îl descoperă și îi pune în valoare calitățile, îl face să fie stăpân pe el în situații de criză și îl ajută să-și dezvolte imaginația și creativitatea. Îl lasă să viseze și să nu-i fie rușine de el în primul rând. Da. Să câștige puterea de a spune, asta sunt eu. Acesta sunt eu, nu sunt perfect, dar pot să fiu cel mai bun în meseria pe care visez să o fac. Ok? Libertatea de exprimare în public, aptitudinea de a crea o poveste, un scenariu sau o piesă de teatru. Ok, ceea ce vroiam să-ți spun este încă o chestie. Ce se dezvoltă de fapt în ce se dezvoltă actoria? Lucrul în echipă, capacitatea de observare, concentrarea atenției, imaginația, dezvoltarea simțurilor, spontaneitatea, memoria, gestionarea emoției, intuiția, controlul conflictului. Toate acestea le poate dezvolta oricine. Da. Înțelegi? Da. Acum depinde, până la urmă, totul se reduce, că aici este de fapt trucul, acolo este misterul, inteligența. Care se împarte în inteligență nativă, inteligență educată, inteligență scenică, inteligență emoțională și așa mai departe. Deci se lucrează pe mai multe nivele. A spune că doar unii sunt făcuți pentru teatru și alții nu, este un pic de suprafață și un pic superficial. A, că nu toți ajung să facă actorie sau teatru la nivelul lui Meryl Streep sau lui Benedict Cumberbatch. Da. Dar asta nu înseamnă că nu avem toți această predispoziție, pentru că omul, prin natura lui, este, omul are o natură ludică. Copilul meu și la 14 ani vrea să se joace cu puștile. Cunosc fetițe care și la 14 ani vreau să se joace cu păpușile. E în funcție de fiecare. Cât există în fiecare, care este nivelul și predispoziția omului de a se juca.
Pentru că actoria înseamnă o joacă până la urmă. Dacă devine un job, e sinistru, s-a încheiat. Trebuie să rămână o pasiune, trebuie să te înflăcăreze, trebuie să te simți ca un copil. Exact cum zicea fostul meu profesor Emil Reus, ca un copil să crezi cu atâta tărie în ceea ce faci, ca un copil care se pune călare pe o mătură și are impresia că este pe cel mai frumos armăsar din lume. Ceea ce mi se pare absolut fantastic. Actoria e fascinantă, dar exact cum zicea profesorul Cojar, Ioan Cojar, spunea că atunci când lucrezi cu actorul, de fapt lucrezi cu omul. Actorul egal om. Deci să nu uiți că nu lucrezi cu un robot. Pe care îl manevrezi cum vrei, da. Exact. Să nu uiți că fiecare este unic în felul lui, fiecare are un istoric, fiecare are traume, fiecare are sensibilități complexe, adică suntem atât de complexi, suntem atât de unici încât îți trebuie, mai spunea o vorbă, zice, în 4 ani de actorie nu faci altceva decât dai cu nasul de actorie. Adică? În sensul în care abia înțelegi. În 4 ani tu abia ai începuturile exact. Acolo. Exact, you're just scratching the surface. Deci trebuie cât mai, exact. Cât mai mult. Experiență, experiență, joc, joc, joc. Apropo de asta, ți-amintești primul rol și ce impact a avut asupra ta? Că zici de emoție, de sentimente, câte sentimente ai pus acolo? În cadrul Teatrului Național sau în... Primul tău rol pe care l-ai jucat. Poate ai jucat în liceu, nu știu că e... Nu, în liceu nu am jucat, am jucat la Tespis, am jucat, cred că eram un cerșetor, da, și... Lelu Bihoi, fie iertat, eram în repetiție și trebuia să plângem și mi-am dat drumul atât de puternic. Bine, aveam, nici nu mai știu ce vârstă aveam, 18, 17 și plângeam atât de tare încât săracul Lelu se făcuse așa, era emoționat și în același timp speriat de tot acel vulcan care ieșea din mine. Și fiind o ființă care se exteriorizează foarte ușor, e nevoie de măsură. Ok. Înțelegi? Da, deci nu, să nu te duci prea mult. Exact. Să te stăpânești, un control. Trebuie un să control. Înveți să-ți controleze aceste lucruri, ca să știi cât să dai, până unde vine inconfortabil pentru ceilalți sau pentru tine. Sunt foarte multe aspecte de care trebuie să ții cont. Dar primul meu rol la Național mi-a fost oferit de către Ardeal Ieremia și n-am să uit niciodată, Dumnezeu să-l ierte. A fost un șoc sau ce s-a întâmplat. Și o să-i mulțumesc toată viața pentru ce a făcut. Mi-a oferit această șansă de a juca pe scena Teatrului Național, care la vremea aceea mi se părea absolut firesc. Crezi că ți se cuvin anumite lucruri. Însă acum, uitându-mă în spate, mi se pare fantastic că mi s-a oferit această șansă. Iar el a fost omul care mi-a oferit această șansă și pentru asta am să-i rămân mereu recunoscătoare. Ce să zic, primul rol a venit cu foarte multe îmi scap acum emoții? Și emoții și provocări. Pentru că trebuia să pun în scenă ceea ce învățasem. Ok. Cum? De unde pleci? Ce faci? Atunci m-am lăsat foarte mult pe ceea ce am văzut la colegii mei actori în piesa respectivă care se numea Pastrama Trufanda, juca Claudia Ieremia, soția lui Ardeal, Pavel Bartoș, Valentin Ivanciuc, noi patru am jucat, Valentin s-a cu Dumnezeu să-l ierte și pe el, colegi absolut extraordinari și a fost o piesă fantastică, am câștigat premii, am fost în turnee cu el și cu piesa respectivă. Însă eram, fiecare spectacol era extraordinar de diferit, aveam un sentiment, mai ales începutul monologului pentru mine, pentru că există ceea ce se numește să iei laul. Ai luat laul, da, înțeleg. Ai intrat cu toate, se curge totul. Nu ai luat laul și ai intrat, așa e toată... Bâșbui tot. Bâșbui.
Și pentru mine eram așa, nu-mi dădeam seama dacă fac bine, nu fac bine, trebuia tot timpul să fur, să văd publicul, îi place, nu-i place. Și oamenii au diverse, unii căscau, alții erau atenți, alții se uitau la unghii și eu eram absolut, oh, ce se întâmplă cu mine? Asta a fost prima mea experiență. Dar vezi, ți-a rămas, asta ți rămâne emoția. Ți-a rămas emoția și ți-a rămas sentimentele de acolo. Da. Nu neapărat da. Rolul. Și că am învățat foarte multe lucruri. Am învățat. A fost imediat după facultate? A fost tipul facultății? Imediat după facultate. Imediat după. Da, imediat după facultate. După ce ai terminat studiile, cum am spus, îți creează anumite abilități, nu? Înveți anumite trucuri, corect? Nu e un... Da, sunt și trucuri, se numește tehnică. Prefer să îi spun tehnică. Da, există tehnica aceasta, e baza, de fapt. Pentru că nu poți să fii tot timpul doar emoție sau doar minte sau trebuie să le combini pe amândouă și atunci trebuie să o faci la modul cel mai conștient posibil. Tehnica te ajută să treci peste provocări? Adică dacă ai o tehnică bună și tu ai o zi foarte, foarte proastă, dar trebuie să joci un rol. Tehnica te ajută te salvează, să-ți depășești sentimentele și să poți să duci datorită tehnicii un rol. Sigur, pentru că nu ești tot timpul la cel mai bun nivel al tău, nu ești în fiecare zi în starea ta optimă, ai și zile când ești jos, când nu-ți funcționează prea bine mintea, când corpul nu prea te ascultă și atunci trebuie să ai o bază, ceva pe ce trebuie la ce anume să faci apel în momentul în care nu ești completamente stăpân pe propria ta ființă, ca ființă biologică, mm-hmm. Mă rog, și fiziologică. Tehnica asta, de fapt, se reduce la niște întrebări. Înțelegi? La care îți răspunzi sau pe care ți le pui? Pe care ți le pui în momentul în care începi să faci personajul și să iei la cunoștință piesa de teatru și așa mai departe. Uite, o să ți le și citesc, că mi le-am și notat, că noi am vorbit înainte să vedem cam cu ce o să încerci tu să mă prinzi pe mine. Glumesc. Ok, uite, de exemplu, o serie de întrebări pe care trebuie să ți le pui în momentul în care intri în contact cu un personaj este cine, când, unde, de ce, pentru ce motiv, cum, de ce este primordial și magicul dacă. De ce sunt în această situație? De ce mă numesc așa? De ce m-am născut atunci? Care este istoricul personajului? Deci să-l despici, efectiv să despici. Să despici firul în patru, să mergi până în vintre, până nu mai este nimic de descoperit, cu toate că asta nu se întâmplă niciodată. Cu fiecare spectacol descoperi ceva nou despre personaj. Și pot fi personaje foarte ample și personaje foarte... despre schițate? Care... Da. Asta e exact ca și cu sunt roluri mici și roluri mari. Nu e. E actor bine pregătit sau actor prost pregătit. Okay. Pentru că tot profesorul meu spunea, domnule, și cel care ducea tava, alebardierul numărul 7, dacă trecea ca să treacă din stânga înspre dreapta, fără nicio intenție și cu ochi de pește, cu privire de pește, te scotea din stare. Trebuia să aibă un scop pentru care face acest drum. De ce-l face? De ce se duce? O apariție, nu? Exact. Așa se numesc. O apariție, exact. Omul cu tava. Nu mă interesează. Ești acolo. Am rămas cu ceva în momentul în care te-am văzut. Te-am ținut minte. Ai vreun rol care te-a marcat, gen să-ți rămână în minte? Absolut. Și să-l tot visezi, repeți, să-l mai dorești să joci? Da. Este... am jucat la un moment dat Iacovi și Leidenthal în regia doamnei Mihaela Lichiardopol la Teatrul Național. A fost un rol foarte provocator pentru mine, pentru că era o piesă în trei personaje și foarte ciudat, personajul pe care îl jucam eu, Ruth Sahaș, era o femeie oportunistă, foarte bine pusă la punct, care manipula foarte bine lucrurile și așa mai departe. Însă, înainte de fiecare
personaj pe care, în timp ce citesc textul, îl văd. Pe ea nu am văzut-o. Nu ți-ai imaginat-o înainte? Nu. Ok. Pur și simplu, nu o vedeam. Nu o vedeam, o simțeam, o pipăiam, dar nu o vedeam. Eram disperată la un moment dat, dar n-a știut nimeni. Mă duceam acasă și ziceam, mama, sunt disperată, toată lumea așa a găsit personajul în afară de mine, nu știu, cine e această Ruth, cine? Și pe urmă am luat-o sistematic, am luat-o efectiv sistematic și am plecat de la relațiile pe care le avea cu ceilalți. Pentru că acolo cel mai ușor îți dai seama. Și asta ai făcut tu singură? Da. Nu te-ai dus la să te consulți? Ei, erau repetițiile, evident, și puneam întrebări și așa mai departe și Mihaela ne punea în temă și erau repetițiile în sine. Dar era munca actorului cu sine însuși. Erau muncile mele interioare, erau întrebările de acasă. Mele, da, urcam pe urmă, simțeam cum cobor, cum... Oh, nu se mai termină odată și efectiv, chiar la premieră, în timpul premierei, simțeam cum încă îmi construiesc personajul și cred că tocmai asta a fost ceea ce mi-a adus, de fapt, premiul. Pentru că am luat premiul Pro Cultura pentru acest rol, tocmai pentru că, de fapt, acest personaj și felul de a fi al femeii respective venea tocmai dintr-o nesiguranță. A, și tu fiind nesigură, evident că te-o aștept foarte mult, da. Adică... Da. Și în momentul în care... Uau, incredibil a fost Iurica. Ce frumos. Da. Da, de-aia zic, actoria e fascinantă. Și dacă m-aș mai naște încă o dată, tot asta aș face. Da, am visat la un moment dat, acum fac o paranteză, am visat la un moment dat că mergeam spre sfârșitul lumii și toată lumea trebuia să treacă pe la garderobă. Cred că aveam vreo 19 ani când am, sau 20, ceva de genul ăsta când am avut visul ăsta. Și toată lumea trecea pe la garderobă și trebuia să poarte haina pe care o purta în viață. Și când am ajuns acolo la garderobă, am întrebat: nu vă spălați, aveți cumva un costum de actriță? Da, așa, într-o doară, am întrebat. Și ce? Da, sigur. Și l-am primit. Și atunci am înțeles, wow, poate că ăsta mi-e drumul. Da. Poate că ăsta mi-e drumul și este cu adevărat drumul meu. Sunt printre cei binecuvântați, așa zis și norocoși, care și-au găsit rapid menirea, care n-a trebuit să caute foarte mult. Păi, exact, mi-ai povestit asta cu garderoba, mi-am imaginat efectiv scările cu copiii de care ziceai la început, când erai copil. Copiii de mici îți spun ce urmează să fie, trebuie doar să fii atent la ei. Și nu aia cu tava și alte chestii, nu, prin lucrurile pe care le fac. Exact, pur și simplu. Exact. Cine desenează, de la spate, cine desenează foarte frumos, este evident. Cine are o tendință înspre a tăia, manufactura și așa mai departe, îți dai seama imediat ce va fi. Sau, mă rog, copiii îți vorbesc, chiar dacă nu îți spun verbal, dar de aia trebuie să fii atent la ei, ca să știi să-i canalizezi. Asta e drumul. Hai să revenim la roluri. Există vreun rol pe care ți-ai fi dorit foarte mult să-l joci, dar încă nu ai apucat să-l joci? Nu știu să-ți răspund la întrebarea asta. Deci n-a venit încă un rol pe care să-l vezi, nu știu, într-o altă de care piesă. Să mă îndrăgostesc, da. Absolut și să vreau să-l joc. Să-ți spui tu, nu știu, uitându-te, hai să dau un exemplu de film. Uitându-te la Titanic, care e un film foarte cunoscut, să-ți imagini, mamă, ce mi-ar fi plăcut să-l joc pe Rose. Da, nu prea sunt genul de ingenuă. Eu sunt o personalitate tumultoasă, complexă, cu mult stres, cu multă viață, cu... Stai să mă gândesc. I-am dat exemplu de film, poate fi teatru. Da. Acum nu-mi vine nimic, sincer să fiu, însă... Nu vine nimic deocamdată, nu știu, Barman. Nu m-am mai gândit de mult la lucrul ăsta. Cred că în ultima perioadă m-am concentrat foarte mult pe a mă dezvolta pe mine ca om și a înțelege, a mă dezvolta și ca actor. Am făcut și un masterat în Londra și
Adică eu cred că e foarte important să nu întrerupe această dezvoltare, să nu consider, ok, am terminat facultatea, gata, nu mai am nimic de învățat. E suficient. Nu. Niciodată nu e suficient, niciodată nu știm prea multe. Spuneai că îți place foarte mult film. Da. Noi avem aici Asimptomaticul, în care ai jucat. Da. Care au fost provocările acestui rol care a venit, cred că, pe neașteptate, zic bine? Da. Absolut pe neașteptate a venit, dar cu o bucurie enormă, enormă. Mi-era teamă să zic, nu zic la nimeni nimic. Mama, fii atent ce mi s-a întâmplat. Și m-am bucurat atât de mult pentru personaj când l-am citit. M-am îndrăgostit iremediabil de el. Și știi de ce? Tocmai pentru că este un personaj care nu are neapărat un trecut. Este un personaj care reprezintă, de fapt, o cheie. Acolo înțelegi, de fapt, cine este personajul principal. Da, exact. Practic, prin psiholog, tu-l vezi pe Psimi. Exact. Eram cumva vălul care ori ar fi căzut pe ochii lui, ar fi rămas pe ochii lui, da? Că nu înțelegi ce se întâmplă la început, ori l-ar fi ridicat. Deci era pe muche de cuțit ce se întâmpla. Și eu, când am văzut filmul, când am fost la premieră, am trăit filmul. Deci eu am plâns la sfârșit. Nu mi-a venit să cred. Am zis, wow! Bineînțeles, când a venit scena mea, eram, oh, dar e ok. Deci cum? Erai autocritic. Da, nu există. Trebuie să fiu cel mai mare critic al meu, dar nu trebuie să fiu neîndurător, știi? Că după aia cer prea mult de la mine și nu mai dau nimic, știi? Mă blochez singură. Dar a fost o bucurie, o onoare și sunt absolut fericită că am avut această șansă. Și uite că astăzi am aflat, nu am știut, poate fi o coincidență, poate nu, că tu ai vrut să dai la psihologie și ai ajuns să joc rolul unui psiholog. Da, incredibil. Da, 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 vezi că nimic nu e întâmplător până la urmă. Nu am găsit ce aș vrea să-mi spui tu. Ai mai jucat în alt film? Da, am jucat într-un film care se numește Sindromul Timișoara, despre Revoluția din Timișoara. Okay. Eram o sindicalistă foarte așa, eram revoluționar, eram de toate în film. Am jucat în două filme de scurt metraj cu TFS. Unul se numește Monday și a fost o comedie și acolo a fost fantastic, atât de tare m-am distrat la rolul ăla și cred că și pe ceilalți. Așa, și primul meu film de scurt metraj, care se numește Drogul, tot cu TFS-ul, în care am jucat cu Benoît. Astea, scurt metrajele, le știu, voiam să știu de film. Da, dar culmea este că ele au venit în momentul în care eu mi-am manifestat dorința de a juca, de a începe să joc în film. Am zis, îmi doresc atât de mult să încep să joc în filme. Mm-hmm. A venit. Wow! Așa ușor e să manifesti și să se întâmple. E, nu e chiar așa de simplu, dar dacă nu se aliniază lucrurile și nu e să fie, nu e să fie. Da? Da. Asta a fost să fie. Da. Ai putea vreodată să alegi între teatru și film? Cred că teatrul îmi place pentru că se întâmplă în timp real și trăiesc în acel moment și eu mă încarc jucând. Iar filmul îmi place în sensul în care mă fascinează felul în care camera surprinde atât de bine o emoție. Camera poate să-ți intre atât de adânc sau poate să nu te ajute. Poate să te ajute sau poate să-ți fie chiar împotrivă. Dacă nu te iubește camera, pe urmă e o altă problemă, înțelegi? Da. Sunt mai multe provocări, dar amândouă le aleg. Pe amândouă. Amândouă sunt mari iubiri. Dar într-adevăr îmi doresc să dezvolt partea cu filmul. Da. Deci dacă se aude... Se aude sigur. Ce te motivează să continui în această industrie? Ce anume mă motivează? Da. Care e motivația?
cred că e o pasiune care nu se stinge. Și pasiune la tine, clar, o trecut în pasiune, nu mai e job. Dar de la început a fost o pasiune, de la început a fost o pasiune și adevărul este că e o relație. E o relație. Dacă tu nu înșeli teatrul, teatrul nu te înșală. Dacă tu participi în această relație în mod activ, dezvoltându-te, cauți să te dezvolți din toate punctele de vedere, intelectual, emoțional, ca om și așa mai departe, de ce nu descoperi noi și noi valențe ale teatrului și ale actoriei? Nu stai pe loc niciodată? Nu, absolut deloc. Te influențează feedback-ul ca și actor? Mă refer atât pozitiv cât și negativ. Că e evident că sunt om, dacă ar fi să se arunce cu ou și cu roșii în mine, da, m-ar afecta, evident. Dar nu m-am mai gândit la chestia asta. Cred că încerc să-mi fac treaba foarte bine. Și fiecare, până la urmă, e îndreptățit să aibă o părere. Dar feedback-urile pe care le-am avut au fost bune în general. Și da, evident că te motivează și e un boost de energie pe care ți-l dau. Un lucru foarte important pentru cei care se uită la noi, aș vrea să știu dacă vine acum un tânăr la tine. Okay. Hai să ne mai imaginăm un tânăr care nu și-a găsit drumul, dar vrea, că acum actoria este ceva foarte la modă, pentru că au apărut tot mai multe filme, mai ales industria teatrului, mi se pare că cumva își continuă linia, gen nu sunt mai puține spectacole, dar nici mai multe, mi se pare că așa este o linie, dar la film în ultimii 5 ani au apărut din ce în ce mai multe filme și tinerii sunt inspirați să devină actori. Ce sfat le-ai da? Ok, o să zic motivul cel mai profund pentru care eu am dat la actorie. Să ajung la Hollywood. Cred că e un motiv. Asta visează 90% din actori, să ajungă la Hollywood. Ăla este muntele, ok? Everestul nostru în industria noastră. Însă, stabilind un scop atât de sus, chestia asta m-a ambiționat. În momentul în care am intrat și am văzut concret ce înseamnă actoria, am zis, dar asta nu are nicio legătură cu Hollywoodul. Și m-am îndrăgostit de meserie. Nu că aș fi lăsat deoparte acest... Adică trebuie tot timpul să ai mintea deschisă, să fii deschis la oportunități și așa mai departe. Pe mine, cum m-a dus viața legat de această dorință a mea de a ajunge acolo sus, cred că am ajuns la un anumit nivel, însă cred că la un moment dat mi-a fost oprit drumul, dar s-a întâmplat ceva care l-a stagnat pentru o perioadă, a venit pandemia. Da. Le-aș spune tinerilor care doresc să se apuce de actorie? Să se aștepte să dea nas în nas cu ei înșiși, cât de repede posibil. Să se aștepte să intre într-o lume a adevărului vis-a-vis de ei înșiși. Care e foarte dur, de multe ori. Da, nu neapărat dur, cât de multe ori e neplăcut. Eu sunt așa și nu mi-ar plăcea să fiu așa. Dar atunci trebuie să iei în considerare faptul că un om are... Dar nu e vorba de defecte. Mie nu-mi place acest cuvânt, defecte. Cred că sunt, de fapt, niște calități care așteaptă să fie scoase la suprafață, da? Că, de exemplu, faptul că eu sunt o impulsivă, da? Poate să fie un defect, însă, canalizat corect, el se poate transforma în niște reflexe extraordinar de bune. Într-o spontaneitate care e foarte utilă. Într-o dorință de improvizație și așa mai departe. Deci nu cred în defecte. Nu cred că avem defecte. Cred că avem doar niște bariere de trecut, niște oportunități pe care să le atingem, de fapt.
Deci cam asta ar fi ideea și dacă își doresc cu adevărat, nu oricine trebuie să ajungă pe marile scene ale lumii, însă oricine este dator să se cunoască pe sine însuși și însăși. În momentul în care ajungi să te cunoști pe tine însuți, se deschide lumea interioară. Și lumea interioară este mult mai profundă, mult mai intensă și mult mai benefică decât lumea exterioară. În momentul în care ai luat contact cu lumea interioară, poți să faci un echilibru, să creezi un echilibru între lumea interioară și lumea exterioară, în sensul în care tu hotărăști cât la sută te lași afectat de ceea ce se întâmplă în exterior, cum manageriezi. Practic asta te învață, actoria te învață strategii, actoria te învață cum să gândești, actoria te învață cum să-ți folosești o anumită emoție, de unde pornește ea, care este mușchiul. Cum să le controlezi, care exact. Pare foarte important. Și totul de fapt este mușchiul creierului, mușchiul vocal, mușchiul diafragmatic, da? Mușchiul abdominal, respirație și așa mai departe, da? Și mușchiul întregul corp. Da? Până la urmă. Da, go for it. Deci să meargă să se descopere pe ei. Pe ei înșiși. Da. Absolut, absolut. Este o oportunitate fantastică. Sabina, a fost o reală plăcere să discutăm. Mulțumesc. Vreau să le spun încă o dată. Pe tfs.ro/filme din 28 iunie va fi disponibil și asimptomatic. Oamenii îl pot închiria, te pot vedea acolo. Spune acum ce spectacole ai ca să invităm pe oameni să te urmărească. Momentan nu am spectacole. Momentan nu am spectacole. Am un proiect în desfășurare despre care da? Glumesc. Așa, dar în ultima perioadă m-am focusat mai mult înspre a-i dezvolta pe ceilalți, în sensul în care fac voluntariat cu copiii de la Casa Olarului și mergem, ne jucăm, facem actorie, ne descoperim pe noi înșine. Deci și tu îi ajuți să-și descopere actorul din ei. Da, și să știi că și ei la rândul lor mă învață foarte multe lucruri. Cu siguranță, cred asta. Da. Deci urmăriți tfs.ro. Sabina Bijan, mulțumesc mult de tot. Mulțumesc și eu pentru invitație și... Da, să ne revedem cu bine într-un viitor film. Doamne ajută, mulțumesc tare mult!